cea mai mare amăgire. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 10. Pe măsură ce a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos se apropie, agenții satanice sunt puse în mișcare de forțele de jos. Satana nu numai că va apărea ca o ființă omenească, dar îl va personifica pe Iisus Hristos și lumea care a respins adevărul îl va primi ca pe Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul îi se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și de distrugere își va atinge apogeul în timpul strâmtorării. Ca un coronare a dramei celei mai mari de amăgire, însuși Satana va lua chipul lui Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinirea nădejdii ei. Acum, amăgitorul cel mare va face să pară că Hristos ar fi venit. În diferitele părți ale pământului, Satana se va prezenta între oameni ca o ființă maiestoasă de o strălucire orbitoare, asemănătoare cu descrierea Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetele 13, 14 și 15. Nimic din ceea ce ochii muritori au văzut vreodată nu întrece slava ce-l înconjoară. În văzduh răsună strigătul de triumf: a venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se aruncă în adorare înaintea lui, în timp ce el își ridică mâinile și pronunță asupra lor o binecuvântare, așa cum Hristos își binecuvânta ucenicii când era pe pământ. Glasul lui este plăcut, blând și melodios. Pe un ton amabil și plin de simpatie, el prezintă unele din adevărurile cerești pe care Hristos le-a rostit. Vindecă bolile din popor și apoi, în asemănarea cu Hristos, pe care și-a asumat-o, pretinde că a schimbat sabatul în duminică și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că cei care persistă în sfințirea zilei a șaptea hulesc numele lui, refuzând să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape copleșitoare. Ca și samaritenii care au fost înșelați de Simon Magul, mulțimile de la cel mai mic până la cel mai mare vor da atenție acestor vrăjitori zicând: aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. Învățăturile acestui Hristos fals nu sunt în armonie cu Scripturile. Amin.